Un tânăr agent de poliție și-a dat demisia după doar 20 de zile în câmpul muncii. Acesta și-a argumentat decizia prin lipsa dotărilor, dar și din cauza atitudinii din interiorul sistemului. Postarea sa a devenit virală pe rețelele de socializare. Am fost polițist 20 de zile, mi-am dat demisia, nu vreau să mor din cauza indiferenței și incompetenței voastre. Mă numesc agent Boran George și sunt un băiat din Caraș Severin care a fost plecat în Spania împreună cu familia timp de 15 ani, adică de la vârsta de 3 ani. La vârsta de 18 ani am decis să fac minunatul pas de a mă întoarce în România, deoarece visul meu din copilărie a fost să devin polițist. Am zis, cea mai adecvată opțiune este cea de admitere la școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan, Cluj. Napoca. Întrucât eu nu făcusem nicio clasă în România, timp de aproximativ 6 luni am fost nevoit să iau intensiv ore de gramatică, limbă română și engleză, iar odată pregătit am susținut examenul de admitere, unde am obținut 74 de puncte. Îmi amintesc că în momentul în care am văzut la avizier că punctajul meu, care reprezenta media ultimului admis, a fost obținut de mai mulți colegi, am fost convins că n-am nicio șansă să fiu declarat admis din moment ce eu făcusem studiile în Spania, iar media mea de bac era irelevantă. Asta e, mi-am zis, am picat. Am ieșit din școală și am plecat spre casă, având 250 de kilometri de parcurs, cu gândul că voi da un nou examen de admitere în anul următor. A doua zi însă am avut parte de o surpriză. Am primit un telefon de la școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca și mi s-au comunicat că s-au eliberat niște locuri și am fost și eu admis. Bucuros de vestea primită, m-am urcat din nou în mașină și am plecat la Cluj pentru a mi se lua măsuri pentru uniformă, a scris George Boran pe Facebook. Totul a fost bine până când am intrat în școala de agenți de poliție și m-am lovit de bătăile de joc excesive venite din partea cadrelor, de uniforma ruptă și pantalonii cu găuri în loc de buzunare care mi-au fost oferiți, relatează mesajul.ro.